Dragi telespectatori, bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate ca la carte. Sunt Răzvan Trașcu și astăzi alături de mine este invitată Rodica Olteanu, medic dermatovenerolog. Bună, Rodica, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit, Răzvane! Și o să discutăm astăzi împreună cu Rodica despre o boală pe care unii o cunosc mai bine, unii o cunosc mai puțin, mai din auzite, mai din pățite. O boală în care sunt în postura unică de pacient, medic și moderator. Deci o să am astăzi personalitate multiplă în această emisiune. Este vorba despre psoriazis. Rodica, hai să începem prin a povesti ce este psoriazisul. Cred că mai bine vorbeai tu din perspectiva expertului. Psoriazisul este o boală cronică, autoinflamatorie, imunmediată. Și acum să le detaliem puțin. Autoinflamatorie înseamnă că odată ce procesul inflamator a fost declanșat, el se va perpetua în mod continuu, determinând reacții în lanț. Ce înseamnă imunmediată? Înseamnă că intervine veriga autoanticorpilor și se formează anticorp împotriva unor structuri proprii. Mai are ceva psoriazisul, în plus față la definiția pe care am dat-o. Este o boală cronică și este o boală care nu se vindecă, ci se tratează. Deci, dacă ar fi să începem să spulberăm primele mituri, ai spus că este o boală autoimună. Ai spus că organismul se apără, practic, de anumite structuri care, în mod normal, sunt acolo. Ceea ce înseamnă că temerile și fobiile unora dintre persoanele cu care am interacționat ca pacient, pentru că povesteam că, iată, există fel de fel de pete pe piele, că practic așa se manifestă, aceste pete și această boală nu este contagioasă. Nu se ia nici prin atingere, absolut, nici prin împărțitul hainelor, al așternuturilor, nici prin nimic. Apă. Din piscină, în niciun caz. Componenta care o face specială și se ia într-un fel este cea genetică. Înseamnă că undeva în familia ta mult mai depărtată a existat cineva care a avut psoriazis sau pur și simplu genele la un moment dat au căzut în așa fel încât a realizat această boală declanșată de factorii de mediu. Că practic înscrierea în codul genetic era, dar datorită stresului sau multiplilor factori de mediu, s-a declanșat la tine și în momentul ăsta ești în puseu acut. Deci este o boală pe care o moștenim de la părinți, se bunici? Poate, mă rog, se poate în cazul, pe linie directă? În sau? Cazul meu, ca să mă raportez la mine și ca pacient, niște leziuni care erau sugestive pentru psoriazis le-a avut tatăl meu, fie țărâna ușoară, doar că nu a avut niciodată niște păsăie din astea de acutizare, erau pur și simplu niște leziuni foarte mici pe care abia dacă le băga de seamă, leziuni însemnând ceea ce nu se vede în momentul de față la mine, se văd doar niște pete ușor roșietice, dar trebuie să spunem pentru telespectatori că sunt niște regiuni de piele ușor înroșită, ușor iritată, deci componenta inflamatorie despre care povesteai mai devreme, care la un moment dat se cojesc, se formează niște cruste, practic vorbim despre niște celule normale din piele, dar care se reproduc, se trăiesc mai puțin, mor mai repede, se cojesc, exact. Dacă ar fi să construim o paralelă, hai să spunem că este cumva ca la arsurile solare când dai stratul de piele ceva mai repede decât ar trebui. Doar că aici agresiunea nu este din exterior, ci din interior. Și iarăși, pentru că vorbeam mai devreme de simptome și de faptul că există undeva în constelația genetică a mea, a strămoșilor mei, și la un moment dat se declanșează, eu am asociat-o ca declanșare cu momentul în care am terminat școala generală, am început liceul și am schimbat și orașul. Am copilărit într-un oraș mic de provincie și m-am mutat, iată, în București. Este sau nu o
concluzie validă sau asociere reală între stres și declanșarea acestei foarte boli. Foarte reală, mai ales la persoanele a cărui descendent direct pe linie sangvină. De exemplu, dacă tatăl tău a avut psoriazis și tu faci psoriazis, îl vei face la vârste mult mai fragede și cu evoluție mult mai urâtă. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrul ăsta, dar nu, o să vedem noi cum facem. Și stresul este într-adevăr declanșatorul principal a unui psoriazis existent genetic. Există și alți factori. Excesul solar, deci, care ar fi fost de fapt și un fel de tratament. Infecțiile, hormonii, alte, tuberculoza, de exemplu, un declanșator mare al psoriazisului și multe, multe alte situații care poate să declanșeze medicamentele. Deci sunt multe situații care ar putea să declanșeze psoriazisul la o vârstă fragedă în context familial. Pentru că vorbim despre psoriazis și până acum ne-am raportat ca simptome strict la aspectul lui, la aceste pete. Am câțiva prieteni apropiați care glumesc pe seama mea spunându-mi că sunt ca un fel de dalmațian, doar că eu am petele pe roșu. Întrebarea mea pentru tine este din ipostaza pacientului. Psoriazis înseamnă doar niște pete pe piele sau vorbim doar de vârful icebergului? Ai dreptate, deci răzvana este doar vârful icebergului. Psoriazis nu este o boală a pielii, nu numai a pielii, este o boală articulară, a articulațiilor. Este artrita psoriazică, este o boală a sistemului cardiovascular, este o boală a obezității, a sindromului metabolic, dislipidemie, obezitate, un fel de creștere a colesterolului în sânge. Deci sunt multiple afecțiuni, chiar și sindromul depresiv se poate asocia psoriazisului. Deci există un conglomerat de boli care practic gravitează în jurul psoriazisului fiind determinate și influențate și într-un fel cu un feedback constant pozitiv asupra lui. Deci o interrelație mult mai complexă decât gândeam până acum. De aceea, iartă-mă dacă pot să mai adaug, de aceea există în străinătate și există și la noi, se va deschide chiar în Colentina, un centru mixt reumato-dermatologic pentru tratarea bolilor autoimune. Respectiv, psoriazisul lupusului nu poate fi tratat de un singur specialist. Are nevoie de consulturi interdisciplinare și un tratament adecvat. Vorbim deci despre niște boli care sunt ușor mai complicate și absolut, ușor mai dificil de tratat decât rezolvarea acelor prime efecte pe care omul, pacientul le observă și care le aduc la medic. Exact. Pentru că, practic, marea majoritate a pacienților ajung la diagnosticul de psoriazis pornind de la una sau două bubițe care apar pe piele, pe care poate la un moment dat chiar le neglijează, dar știu eu, îl mai mănâncă, mai au o problemă la serviciu, mai au câteva nopți nedormite și la un moment dat observă că s-au făcut mai multe, oamenii se tem că am luat ceva. Exact. Merg la medic și iată, cum conturam mai devreme, este doar vârful unui iceberg și începem să vedem niște ramificații mult mai grave. Ți s-a întâmplat vreodată să găsești la un pacient o exprimare la nivelul pielii destul de mică sau chiar insesizabilă, dar pacientul respectiv, omul respectiv să sufere de probleme, ai spus, articulare sau ale sistemului nervos sau ale arborului cardiocirculator? Da. Deci, dacă pielea îl aduce la dermatolog, pacientul sfârșește ca și tratament la reumatolog sau la cardiolog, pentru că datorită afecțiunilor care evoluează în acest sens. Însă există și acest procent de pacienți care evoluează inițial, deci debutează boala prin afectarea articulară și atunci ei sunt pacienții pentru reumatologi, deci care sunt îndrumați acolo și de-abia după câțiva ani apar primele leziuni de psoriazis. Câteodată se poate să nu apară niciodată pe piele nimic și să fie tratați
de artrită psoriazică sau câteodată fals tratat de altă artrită nediferențiată și doar în urma tratamentului să iasă, pentru aceste boli misdiagnosticate, să iasă leziunile și să ne aflăm din nou în fața unui caz nou și a unui diagnostic corect de data aceasta. Psoriazis, cu artrită psoriazică. Pentru că poate telespectatorii mei, ai noștri sau cu siguranță o parte dintre prietenii și pacienții mei au exprimat această îngrijorare. În ce măsură se corelează numărul și mărimea și extinderea leziunilor, a petelor acestora pe care le vezi, cu gravitatea efectivă a bolii și în ce măsură faptul că, de exemplu, eu sunt atât de pătat în acest moment este un indicator că, de exemplu, articulațiile mele sau inima mea ar fi în dificultate. Știi, Răzvan, ai pus o întrebare exact ca la congres. Adică o întrebare grea la care nu prea se știe răspunsul și atunci speakerul trebuie să găsească o variantă de răspuns. Dar stai liniștit cam. Deci, numărul de leziuni cutanate nu este un predictor pentru afectarea articulară. Este foarte important lucrul ăsta. Însă există anumite tipuri de leziuni cutanate care pot fi un indicator, respectiv afectarea scalpului, afectarea mucoasă, limbă, zona genitală, afectarea pelii păroase, afectarea zonelor inghinale, retroauriculare, intrapavilionale, deci în interiorul urechii. Sunt zone care trag semnalul de alarmă pentru o evoluție mai proastă a psoriazisului și eventual pentru prinderea articulară. Modificările unghiilor, un aspect extrem de important, cu cât sunt mai grave, cu atâta, printr-un fenomen aproape local, pe care noi îl numim Koebner, adică traumatismul determinat de leziunea de psoriazis de la nivelul patului unghial poate determina afectarea articulației imediat premergătoare. Deci, practic, apare artrita de articulații distale interfalangene specifică pentru psoriazis. Deci da, există semne premonitoare, dar nu numărul leziunilor sau cât de scoamoase sunt, adică cât de multă crustă au pe ele. Nu, acestea nu sunt indicatoare. Altele, cum ar fi cele enumerate, ar putea fi un motiv pentru care trebuie să alertăm și reumatologul. Pentru aceia dintre telespectatorii noștri care sunt deja în această postură ingrată și au observat deja că au una, două sau mai multe pete, mai mici sau mai mari, în funcție de situația pe care o pot avea, ce anume ar trebui să-i trimită la reumatolog sau la internist sau la cardiolog? În general, dacă au leziuni pe piele, trebuie să vină la dermatolog, iar dermatologul, care știe ce se poate întâmpla în cazul debutului unui psoriazis sau apariților unor leziuni în anumite zone sensibile, trimite pacientul pentru o evaluare articulară. Și atunci reumatologul ia fiecare articulație, o măsoară, există niște scoruri speciale și în funcție de acestea spune, mai există ceva. Mai există o ecografie, e mai nou la noi în țară, ecografie de articulații, pe care o fac reumatologii și care poate să spună exact primele modificări de la nivelul articulației. Și în momentul acesta intervenim cu tratamente care să prevină evoluția bolii articulare care este cumplită. La un moment dat, în istoria tratamentului psoriazisului, primele remedii au fost, din câte mi-aduc aminte, unguentele și pomezile, care se asigură că nu mai apare descoamarea asta, nu mai apar crustele astea, pentru că, practic, dacă zona respectivă este bine unsă cu o cremă, absolut orice cremă, nu-ți mai apare descoamarea asta. După care s-au adăugat anumite medicamente care să reducă inflamația, vorbind de derivații de cortizol, hormonul care ne ajută pe noi, de fapt pe toți, să facem față stresului. Să creștem. Dar între timp lucrurile s-au mai schimbat un pic, nu? Da, s-au schimbat, dar nu chiar atât de mult cum am fi vrut. Am avut de curând un articol împreună cu tatăl meu cu
tratamentul în România la debuturile și când s-a descoperit prima dată psoriazisul în România. Și e foarte interesant cum au găsit ei remedii la Pucioasa, unde există niște gudroane pe care le folosim și acum, mult mai puțin ca în trecut, dar ei stăteau practic cu picioarele în aceste puțuri de petrol ca să-și vindece psoriazisul. Nu îi spuneau psoriazis, îi spuneau pecingine, îi spuneau bube dulci, îi spuneau orice, în orice alt fel, nu îi spuneau așa. Referitor e chiar și anecdotal sesizarea asta că până și Ștefan cel Mare ar fi putut, prin leziunile pe care le descrie la un moment dat, să aibă psoriazis, așa că e o boală veche inclusiv în România. Deci da, tratamentele cu gudroane reductoare care merg exact la nivelul ciclului de dezvoltare celulare sunt foarte bune pentru psoriazis, dar au și efecte adverse. De aceea noi încercăm să stabilim un echilibru între puterea terapeutică și efectul advers. Și avem acum, cum ai spus tu, cortizonul. Este bun. Pe o perioadă scurtă este foarte bun și chiar este indicat. Pe perioadă mai lungă însă apar efectele adverse care constau în atrofie, în această învățare a tegumentului la cortizon și nu mai reacționează practic, da? Fenomenul de tahifilaxie, îi spunem noi. Asta ar fi iarăși o a doua variantă de tratament. Mai există derivații de vitamina D3. Nu foarte de mult introduși în terapia topică, locală, a psoriazisului, dar cu eficiență foarte mare. Și mai există razele ultraviolete, creme cu bebază de vitamina A, unguente cu acid salicilic, care este un keratolitic, da? Cu uree, care hidratează foarte mult. Deci sunt o serie de tratamente topice pe care putem să le folosim pentru psoriazis, dar uneori nu sunt suficiente. Pentru că povesteai de Pucioasa, localitate în care, una dintre puținele localități din România în care sunt ape sulfuroase de la Mama Natura, mi-ai adus aminte la un moment dat de recomandarea unei cunoștințe care, neștiind că sunt medic, dar văzând că am bubele astea, spunea, a, păi știu eu, soluția este să te speli cu săpun cu sulf. Este sau nu este o soluție să pun cu sulf? În psoriazis mai puțin, în schimb, în alte boli, cum ar fi acnea, scabia, dermatita seboreică, funcționează să pun cu sulf. Foarte puțin în psoriazis, adică poți încerca, dar nu e recomandat totuși. Ai vorbit la un moment dat despre dermatită seboreică și mi-ai adus aminte că în anul în care m-am mutat eu în București, practic primele leziuni pe care le-am avut au fost undeva la nivelul sprâncenelor și în momentul în care am fost să consult un medic dermatolog, primul diagnostic pe care l-am avut a fost de dermatită seboreică. În ce măsură se fac confuzii între cele două? Se fac foarte multe confuzii pentru că zonele de psoriazis al scalpului sau a zonei păroase corespund cu zonele de dermatită seboreică. Numai că în cazul dermatitei seboreice nu avem acea scoamă multiplă, albă, pluristratificată și subțire sidefie, ci este o scoamă mai groasă și mai gălbuie. Și de obicei dermatita seboreică are pusee de accentuare, de exemplu primăvara și toamna, și se calmează pe perioade lungi. Pe când psoriazisul evoluează în alte zone și evoluează pe locul pe care a apărut. Există când nu ești sigur de diagnostic, este o entitate recunoscută. Se numește sebopsoriazis, este cel care se găsește la nivelul scalpului și care combină cele două trăsături. Se poate face diagnosticul diferențial, dar nu este o metodă indicată prin biopsie și atunci spune clar, este dermatită seboreică, este psoriazis, sau se mai poate face dermatoscop. Deci cu dermatoscopul te uiți și la psoriazis există niște puncte roșii de sânge, dovadă că acolo proliferează și este o activitate intensă, în timp ce la dermatita seboreică e mult mai calm aspectul local. Deci, practic, pe scurt spus, merge la un medic dermatolog care, dacă are un pic de experiență, cu siguranță va reuși să diferențieze pe diverse criterii între cele două. Ce facem însă în momentul în care vorbim despre niște leziuni care sunt foarte întinse?
sau sunt niște leziuni care sunt împrăștiate în zone care nu sunt accesibile individului. Știu eu, de exemplu, nu oricine are elasticitate suficientă încât să întindă mâna să se, să-și poată aplica o cremă, un unguent pe spate, de exemplu. Există forma de psoriazis generalizată. Asta înseamnă peste 50% din suprafața corporală este afectată de psoriazis. Este un caz grav. Se numește un caz mediu sever, așa îl clasificăm. Dacă însă afectează 100% din suprafața corpului, ne aflăm în fața unui psoriazis cu eritrodermie. Asta înseamnă că este ca un bebeluș. Pierde apă, pierde electroliți, pierde căldură prin piele și poate primi la rândul lui, prin pielea aceasta deschisă, diferite infecții, mai ales bacteriene. Deci un pacient eritrodermic este un pacient grav și o urgență medicală mai ales. Dacă însă este vorba despre un psoriazis în zone inaccesibile și multe leziuni, că bănuiesc că nu are numai pe anumite zone inaccesibile, ci are peste tot, putem să trecem la etapa 2 de tratament, în care se pot administra tratamente pe ros, adică tratamente pe gură sau intravenos, mă rog. Iar dacă nici aceste, care sunt, fac parte din categoria citostaticilor, nu fac bine, atunci trecem la cea de-a treia etapă de tratament, respectiv cu medicația biologică, care are un comportament, deci trebuie să aplici cu un dosar la casa de asigurări ca să poți să beneficiezi de acest tratament gratuit. Deci sunt aici mai multe variante de tratament. Mai sunt și razele ultraviolete, mai sunt și alte medicamente pe bază de vitamina A care se iau oral. Deci avem ac de cojoc. Important e să avem și disponibilitate din toate punctele de vedere. Pacient, medic, casa de asigurări. Deci până acum tragem concluzia că există mai multe trepte, mai multe niveluri de, hai să spunem, pe de o parte de gravitate a bolii, pe de altă parte de, mă feresc să-i spun agresivitate, pentru că se poate înțelege greșit, dar mai multe niveluri la care putem interveni cu tratamentul în așa fel încât să rezolvăm chiar și cazurile cele mai întinse, cele mai problematice, grave. Cele mai grave. Pe de altă parte, trebuie înțeles că fiind o boală în care organismul luptă el cu el însuși, este una dintre bolile în care, pentru a vedea rezultate, trebuie să avem, în primul rând, și răbdare pentru a urmări. Dragă Rădica, luăm o scurtă pauză publicitară și revenim cu discuția la psoriazis. Dragi telespectatori, bine ați revenit la Sănătate ca la carte. Sunt Răzvan Trașcu și discut astăzi în studioul nostru alături de Rodica Olteanu, medic dermatolog, despre psoriazis. Rodica, discutam înainte de pauza publicitară despre psoriazis, despre tratamentul lui și despre faptul că există mai multe niveluri la care putem interveni cu tratamentul, există mai multe lucruri pe care le poate face medicul, dar și că avem nevoie de răbdare. Pentru că este o boală în care organismul luptă cu el însuși și este o boală în care durează, să zicem, un pic să-ți convingi organismul să nu mai lupte împotriva sieși. Spune-mi, te rog, în ce măsură stilul de viață poate influența această boală? Am stabilit mai devreme că anumite infecții, anumite medicamente și stresul pot influența boala. Există alte elemente, pentru că la un moment dat, tot așa, o cunoștință, neștiindu-mi calitatea de medic, a început să-mi facă niște recomandări vis-a-vis de dietă. Pe de o parte, erau niște recomandări legate de gusturile picante, că nu trebuie să mănânci picant. Contează sau nu dacă mănânci picant? Deci contează foarte mult tot ceea ce înconjoară pacientul cu psoriazis. Stilul de viață, fumatul, e o relație absolut de necontestat.
stresul, bineînțeles, evitarea tuturor factorilor care ar putea să declanșeze psoriazisul și sunt mulți, sunt foarte mulți. Uneori chiar pacientul însuși își dă seama că lucrul ăsta îmi provoacă un puseu de psoriazis. Hormonul, de exemplu, femeile la ovulație sau înainte de ciclu menstrual pot avea pusee de acutizare a psoriazisului. În ceea ce privește recomandările cu picanteria, la unii dintre pacienții mei le dau recomandări de regim alimentar. Nu este un regim strict, este mai mult un regim de viață sănătos. În sensul în care nu ar trebui numai pacienții cu psoriazis să-l facă. Nu trebuie să bea numai apă distilată și nu trebuie să mănânce numai verzături și, sau pe roșu sau pe galben astăzi. Sau... Nu. Trebuie să fie totul echilibrat. Echilibru este cuvântul de ordine în natură și peste tot. Și nu înțelegem de ce noi nu putem să urmărim acest echilibru. Deci ar trebui să mănânce mai puțină carne și mai multe vegetale? Da. Ar trebui. Ar trebui să mănânce picant, dacă stăm să ne gândim că curry sau usturoiul intră în categoria picanterilor sau ardei iute, trebuie să ne gândim în același timp că aduc și foarte mulți antioxidanți și vitamina C. Deci poate da, puțin mai picant. Asta nu în condițiile în care pacientul are o gastrită sau un reflux gastroesofagian sau știu eu alte boli. Deci, practic, vis-a-vis de picanterie este la latitudinea fiecăruia. Absolut. Și depinde de obiceiurile sale. Și acum, ca să spun în paranteză pentru pacienții noștri, mie din, pentru telespectatorii noștri, scuze, mie din totdeauna mi-a plăcut să mănânc picant. Câteodată chiar foarte picant și m-au atras din totdeauna acele feluri din bucătăria asiatică sau indiană care sunt extra condimentate. Pe de altă parte, nu am avut niciodată probleme cu stomacul. M-am zestrat mama natură cu gene proaste vis-a-vis de piele, dar cu gene foarte bune vis-a-vis de stomac. Și iarăși, un lucru foarte important, nu am observat niciodată o corelație între eventualele excese la capitolul picanterie și exacerbările bolii. Deci, consumul de alimente picante, din punctul meu de vedere, nu este contraindicat. Absolut. Și contează foarte mult cum se simte pacientul, pentru că asta era întrebarea pe care ți-aș fi spus-o. Ești, se întâmplă ceva, se acutizează un proces, apar mai multe leziuni după ce mănânci picant? Nu. Foarte bine. Dă-i mai departe cu picanteria. Alimentația libaneză, asiatică, este foarte bogată în antioxidanți pe care românii nu le consumă. Nu-i consumă, e vorba despre, cum spuneam, curry, este vorba de turmeric, este vorba de o serie de ingrediente pe care le aduc direct și care aduc un aport extraordinar pentru organism. Și de aceea este foarte bine această dietă mediteraneană în care intră tot ce am spus sau dieta asiatică previne o grămadă de boli cardiovasculare și nu numai atât, inclusiv cancer, inclusiv bolile neoplazice. Practic, vorbim despre o dietă în care se pune foarte mare accent pe elementele proaspete, pe legume, pe fructe, pe semințe, pe crudități, pe limitarea acelor grăsimi despre care vorbeam și în edițiile anterioare cu alți invitați. Saturate. Grăsimile rele, ca să nu intrăm prea mult în bucătăria chimiștilor, și care, iată, nu sunt niște diete care evită cu orice preț carnea, deci din punctul meu de vedere, și știu că îmi împărtășești punctul ăsta de vedere, vegetarianismul strict sau chiar veganismul nu ar fi soluția pentru o viață sănătoasă. Nu ar fi varianta cea mai indicată, dar nici excesul. Absolut. Știi că este o vorbă veche la noi că leguma națională a românului este porcul, care n-ar fi de dorit totuși. Deci, partea cu echilibru este foarte adevărată. Sunt unele persoane cărora li se potrivește un anumit regim, de exemplu regimul vegan sau regimul vegetarian, lacto-vegetarian, și care consumă foarte bine, se simt foarte bine și sunt sănătoși. Dar ca să impui tuturor un astfel de regim este o idee, un concept greșit. Deci trebuie să adaptezi la nevoile organismului. Încă o dată, echilibru. Azi mănânc un fruct, dar mănânc și o legumă, mănânc și puțină carne dacă vreau și asta să
fie de pește sau de curcan, mănânc un avocado, puțină brânză adevărată, nu cu aracet, și deci am un regim în care înglobesc cât de cât din, puțin din fiecare. Și atunci cu siguranță că voi avea aportul pe ziua respectivă și tind spre o viață sănătoasă. Dacă ar fi să iau exemplu familiei mele, care nu de curând ne-am apucat de un regim sănătos, dimineața punem o sfeclă, un măr, o pară, apio, deci țelina, punem de toate într-un storcător, inclusiv ginger și ghimbir, da, și îl facem un suc și bem toți trei, de la mare la mic. Și nu pot să spun că nu mă simt foarte bine și mult mai energizată. Soțul meu, care era epuizat, practic acum face față cu brio la programul de zi cu zi. Nu știu dacă mă face mai sănătoasă, dar mă simt mai bine. Dacă o să fiu mai sănătoasă, o să vă anunț. Și până la urmă, vis-a-vis de dieta și psoriazis, putem trage concluzia că de principiu trebuie o dietă cât mai sănătoasă și cât mai adaptată individului. Adaptată până la urmă convingerilor sale, adaptată până la urmă nevoilor sale și o dietă care până la urmă să nu-l frustreze. Pentru că în momentul Absolut. În care plăcerea mai mult sau mai puțin vinovată a persoanei respective este să mănânce, să zicem, un grătar de știu eu ce fel de carne, în momentul în care îl frustrez de asta, într-o boală care, după cum spuneam, este o boală pe termen lung, o boală care va avea întotdeauna suișuri și coborâșuri și o boală care, mai mult sau mai puțin, va fi oricum incomodă, ca să folosesc un termen lejer, să-i adaugi și un stres suplimentar. Dom'le, nu mănânci nici aia care îți place că nu-ți face bine și până la urmă nici n-ai argumentul ca să-i spui că Absolut. Nu-i face bine, nu este o idee bună. Și pentru că vorbeam despre latura mai mult sau mai puțin stresantă a bolii astea, în ce măsură ai observat tu la pacienții tăi că este o problemă a psoriazisului în momentul în care vorbim de relațiile cu alte persoane? În ce măsură, vorbeai la un moment dat de depresie, în ce măsură depresia era legată de mecanismele intime prin care evoluează boala, deci efectele imunității proprii contra sistemului nervos și cât din depresia respectivă era dată de interacțiunea cu ceilalți și de reacția celorlalți la această boală. Și, Răzvan, există niște chestionare speciale, se numește aprecierea calității vieții din punct de vedere dermatologic. Noi o facem la pacienți, în special la pacienții pe terapie biologică, dar dacă stai să te gândești câți scriu și fără terapie că au fost jenați de a ieși în public, că au fost jenați de a merge la piscină, că nu și-au putut îndeplini datoriile de soț, respectiv soție, că s-a râs, că nu se poate duce la serviciu și așa mai departe, o să fii foarte surprins. N-am o statistică, dar pot să spun din constatările mele zilnice. Dar depresia este reactivă, adică însoțită datorită bolii, pentru că tu pur și simplu te simți altfel decât ești. Ai o altă piele și te vezi altfel în oglindă. Mai este însă și depresia determinată de relațiile cu ceilalți, pentru că îi vezi că se feresc, că au o altă atitudine față de ceilalți sau față de momentul în care tu nu aveai leziuni. Și atunci intră într-un cerc vicios totul. Deci, teoretic, ar trebui să tratăm și lucrul ăsta, dar nu numai să-l tratăm pe pacient, ar trebui să tratăm mediul. Și Asociația Bolnavilor cu Boli Autoimune a avut o campanie anul trecut, psoriazisul nu se ia. Și a fost foarte frumos și a fost un fel de awareness pentru toată lumea că psoriazisul este o boală pe care o poartă fiecare, pe care poate să o facă fiecare. Pentru că azi ești pacient, mâine poți să fii în locul, să fii medic sau invers, să fii cum e la tine de 3 ori, poate să fie de 2 ori. Ești medic și mâine ai psoriazis. Deci poți să te pui în postura lor și atunci altfel înțelegi totul. Bolnavul nu e neapărat bolnav, e colegul tău, e prietenul tău și e soțul tău. Și atunci tratează-l ca atare. Nu suntem pacienți, nu suntem o țară de pacienți.
Uite, pentru că vorbeai de asta și pentru că poate la un moment dat telespectatorii se întreabă cum poate să vorbească cu atâta ușurință despre. Vreau să spun că boala asta la un moment dat a ajuns să mă influențeze destul de mult. Mi-era foarte greu să explic niște lucruri pe care nici măcar eu nu le înțelegeam foarte bine când aveam, știu eu, 14-15 ani, eram doar un adolescent, eram abia luam lumea în piept și între primele leziuni care mi-au apărut niște leziuni la nivelul gambelor. Închipuiesc, Radica, eu când eram, cât am fost în liceu, eu nu cred că am purtat niciodată pantalon scurt. Pentru că, pe de o parte, voiam să evit discuțiile, să discut despre asta, dar nu pentru că m-ar fi deranjat. La un moment dat, discuțiile devin stereotipale. Uh-huh. Te întâlnești cu primul coleg, bă, dar ce ai pe picioare? Da, se ia? Uh-huh. Mă, e psoriazis, se tratează, nu se ia, nu e nimic. Stai cu colegul de vorbă, apare al doilea, mă, dar ce ai pe picioare? Se ia? Și la un moment dat devine jenant simplu fapt de a răspunde repetitiv la aceeași chestie celor din jurul tău. Recunosc, este o chestie cu care mă întâlnesc și în momentul de față. Îți dai seama, arătam acum că am un puseu care mi-a apărut pe antebrațe, mi-a apărut cum nu se poate mai bine la începutul verii. Nici n-am de gând să mă apuc și să port numai tricouri și cămăși cu mânecă lungă, dar unde voiam să ajung este că până la urmă depinde și de fiecare cum reacționează. Și că până la urmă stă în puterea fiecăruia dintre noi să îi educe pe cei din jur, să le explice cu mai multă sau mai puțină răbdare, să treacă peste. Până la urmă este firesc și ca ceilalți să întrebe și să observe, este firesc și ca noi, cei care suferim de boala asta, să explicăm. Crezi însă că problema este neapărat la pacient, la cel care suferă de boală? Este evoluția firească a bolii să atace sistemul nervos, deci îți apare depresia respectivă și separat de reacția celor din jur? Nu s-a studiat, ar fi trebuit să se studieze la preoții, la călugări care trăiesc undeva retrași, unde nu sunt supuși stresul, unde meditează și au și psoriazis. Cam puțin probabil, dar mă rog, ar fi fost un bun lot cazuistic. Nu există o relație organică între psoriazis și afectarea prin depresie asupra individului. Dar există asocieri statistice și se observă că lucrul ăsta este foarte des întâlnit. Depresie, psoriazis. De fapt, multe boli cu impact social, deci practic cu evoluția la nivelul pielii, prima dată îl vezi așa și îți faci o imagine. Nu e ok, nu e o imagine bună, pentru că tu n-ai pătruns dincolo de stratul superficial. Tu ai văzut o piele, n-ai văzut persoana. Dar dacă tu reușești să treci de lucrurile astea, atunci înseamnă că ești un om inteligent. Până la urmă ne întoarcem la definiția pe care o dase asupra stresului prietena noastră, Ligia, care spunea că stresul nu înseamnă ceea ce ți se întâmplă, ci felul în care reacționezi tu la ceea ce ți se întâmplă. Și aș vrea prin asta să încurajez orice om care suferă de psoriazis să considere că există până la urmă chiar și o parte frumoasă. Dacă stai să te gândești, face parte din șarmul meu. Eu sunt un dalmațian și mă mândresc cu asta de la un punct încolo, nu? Așa este. Există, revenind la dietă, există vreo asociere între acele substanțe care se constituie în plăceri mai degrabă vinovate, așa zisele substanțe neuroexcitante, ciocolată, cafea, derivatele de cola, sunt sau nu sunt ele bune în psoriazis? Deci cola nu e bună nici la un om super extra sănătos. Deci cola nu e bună nicăieri, nici în pantofi, cum se spune.
restul, apropo de ciocolată, nu are o contraindicație. Ciocolata neagră, de exemplu, amăruie, și chiar cea cu lapte, are antioxidanți. Deci să nu uităm că au și o valoare nutritivă și energetică și secretă și endorfine, deci are și un efect, serotonină, și are un efect stimulativ asupra sistemului nervos și creează și o stare de plăcere. Deci există mai multe produse interzise tocmai pentru că sunt bune. Pentru că ne creează plăceri. Și tocmai de asta aș vrea să lovim în aceste mituri, pentru ca oamenii care privesc emisiunea să înțeleagă că e ok să mănânce ciocolată dacă le place. Da, să nu exagereze, okay, cum spuneam, revenind la echilibru. Este ok, este ok să-și bea cafeluța de dimineață. Este ok. Este ok să bea, știu eu, un ceai negru sau un ceai verde. E care, indicat chiar. Iarăși, nu au nimic, nicio contraindicație. Ai vorbit la un moment dat despre fumat. Trebuie să recunosc că sunt destul de ironizat printre prietenii mei, pentru că poseul ăsta, care a fost cel mai grav cu care m-am confruntat până acum, apare fix la un an și ceva, un an și jumătate, aproape doi, de când m-am lăsat de fumat. Și nu ești fumător pasiv? Nu sunt. Nu ești fumător pasiv. Nu, deci fumatul are o legătură directă. Pacienții, mai ales bărbați, se tratează mult mai greu dacă fumează față de restul populației. Dar asta nu înseamnă că este 100%. Înseamnă că cei care nu fumează nu vor face niciodată psoriazis. Deci regula inversă nu este acceptată. În schimb, există noxele pe care le cunoaștem cu toții, poluarea și așa mai departe. Există stresul. Crezi că ești imun la tot ce se întâmplă când ieși din casă? Cred că sunt imun la stres preț de una sau două săptămâni pe an cât sunt în concediu. Și asta până la momentul la care ajung la limita cardului de credit, că de obicei asta fac în fiecare concediu. Deci cardul de credit este un factor de stres, deci să-l eliminăm. Ce anume alte lucruri ar trebui, ce ar trebui cu adevărat să evite omul care suferă de psoriazis? De ce ar trebui să se ferească? Vorbim despre stres. Bun, stresul până la un anumit nivel este un mecanism de adaptare, este foarte bun. Ce anume ar trebui să evite însă omul care suferă de psoriazis pentru a reuși să-și atenueze reacția față de reacția la stres, să-și atenueze puseele de exacerbare, de agravare a psoriazisului? În vest este moda asta și nu este o modă, ar trebui să o implementăm și la noi cu discuțiile cu psihologul. Atâta vreme cât simt că am o problemă determinată de factori obiectivi sau nu, atunci trebuie să mă duc la psiholog, să stabilesc să-mi găsesc unul care îmi place, să stabilesc o relație cu el și să discut toate problemele mele, pentru că se pare că chiar are efect. Apoi mai există tehnici și regăsirea aceasta interioară pe care fiecare o face în felul său. Poate să găsească o cale prin biserică, poate să găsească prin tehnici yoga, prin sport, prin diverse alte lucruri. Și atunci, dacă scopul contează, contează că nu mai este atât de stresat, dar nu mai reacționează așa în fața unei situații minime încât secreția de cortizol să fie atât de mare și să-l afecteze și să erupă psoriazisul. Deci, practic, putem să managementuim stresul. Să gestionăm stresul în anumite condiții. În ultimă instanță, deci, ceea ce ar fi de făcut ar fi să îți acorzi un pic de atenție, să te pui pe tine în centrul universului tău și să fii persoana cea mai importantă pentru tine. Și atenție, nu vorbim aici de egoism, ci pur și simplu să îți asculți nevoile și să-ți găsești acele modalități de a te detensiona. Și după cum spuneai, unii se refugiază în sport, alții se refugiază în meditație, în yoga, în spiritualitate. Poate fi, din punctul meu de vedere, pentru mine cel puțin, o evadare și lectura unei cărți plăcute sau o ieșire cu prietenii undeva la o terasă unde se consume, evident, doar apă distilată, pentru că orice altceva îmi face rău, nu? În privința felului în care poate să agraveze
psoriazisul, alte boli. Ce ne poți spune? Psoriazisul are cu leziuni cutanate. Este o poartă de intrare pentru toate infecțiile. Și ca atare, psoriazisul se poate suprainfecta prin leziunile respective, cel mai des stafilococul. Stafilococul poate determina toate leziunile de care este el responsabil, de la celulită, la infecții, la septicemie, da, să nu vorbim chiar atât de grav. Și deci amândouă se potențează până la urmă, stafilococul influențează în mod negativ psoriazisul, stafilococ. De aceea uneori, când medicul are certitudinea că este asociată cu infecție cutanată sau nu, se dă un antibiotic. Nu neapărat pentru efectul antibiotic, ci mai ales pentru efectul imunomodulator. Pentru că multe dintre antibiotice au și acest efect. Deci uneori se sperie, dar n-am nicio infecție. Câteodată triggerul iese în interior, deci chiar amigdală, sinusuri, urechi și așa mai departe. Alte ori însă este chiar pe piele și nu se vede. Și atunci trebuie tratat și el și leziunile dispar încă de la primele doze de antibiotic. Și nu este determinat, deci psoriazis nu este determinat de medicația antibiotică. Deci o ultimă idee cu care rămânem din această emisiune, atenție foarte mare că dincolo de mecanismele prin care organismul își face rău în psoriazis, leziunile acestea cutanate, bubele astea, petele astea care apar pe piele, sunt o poartă de intrare pentru diversi microbi, pentru diverse virusuri, pentru că pielea respectivă nu este pielea normală. Rodica, îți mulțumim mult de tot pentru prezența ta în studio. Dragi telespectatori, aceasta a fost discuția de astăzi despre psoriazis. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm în fiecare duminică la 14:30 la Sănătate ca la carte. Până duminica viitoare, sănătate la maxim vă dorim!